A împărțit cartofi prăjiți cu Gheorghe Dinică și și-a dedicat 50 de ani din viață spectacolelor de teatru și filmului. Marin Moraru este în continuare unul dintre cei mai mari actori pe care i-a dat epoca de aur a teatrului românesc, care a refuzat să mai joace când nu și-a mai găsit locul pe scândura teatrului sau în fața camerelor de filmat. Marin Moraru s-a născut pe 31 ianuarie 1937 într-o familie modestă. Tatăl său era vopsitor de vagoane la CFR, în apropierea lacului Mori din Crângaș. Visa să ajungă aviator, dar tatăl său l-a îndrumat să aleagă un alt tip de transport, mai pământean. Se duce la cursurile școlii de construcții căi ferate, întreținere drumuri și poduri, iar destinul face ca atunci să fie distribuit în primul rol din viața sa. În timpul cursurilor îl întâlnește pe Mihai Dimiu, regizorul echipei de teatru de amatori a școlii, iar Marin Moraru este distribuit în piesa Steaguri pe tunuri, de Ase Makarenko. După terminarea școlii, este repartizat la Brașov, unde se ocupa de întreținerea unei porțiuni de cale ferată, din rolul de asistent de picher. Iar un an mai târziu este transferat la București, la uzina Grivița Roșie, ca agent tehnic. La îndemnul familiei se înscrie la Universitatea Politehnică, dar află de la radio informații despre admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale. Participă la examen, dar nu este admis. În schimb, este acceptat ca audient. Participă la cursuri fără a primi note, iar un an mai târziu este admis ca student direct, în anul 2, la clasa profesorului Dina Cocea. În clasa Dinei Cocea îl cunoaște pe Gheorghe Dinică, cu care va lega o puternică prietenie până la finalul vieții. Înaintea cursurilor obișnuiau să pregătească cartofi prăjiți cu ouă. 4 ani cât am fost student, am mâncat aceeași mâncare și am fumat aceleași țigări, își amintea Marin Moraru despre perioada studenției. Au jucat împreună pe marile scene și au fost de nedespărțit până la finalul vieții. Niciunul dintre cei doi nu și-a dorit o funcție de conducere în teatru, fiind preocupați doar să își onoreze meseria. Cum spunea Lucia Moraru pentru Impact.ro. Întreaga lor carieră au fost preocupați de un singur lucru, să-și onoreze meseria. Și înainte de 1989 și după, pentru ei a contat foarte mult să-și facă meseria, după cum v-am spus, și să o facă în felul lor, mai ales că numirile se făceau politic, așa cum știu mai toți ce au trăit în acea perioadă. După 1990, când lucrurile s-au mai schimbat, opțiunile lor au rămas aceleași. Exclusiv actori, nimic altceva. Da. Prietenul lor, Radu Beligan, meșterul Beligan, cum îl alint și azi, a avut această înclinație, dar atât. Chiar dacă Beligan a condus o perioadă și teatrul de comedie, iar mai apoi și pe cel național, nu a fost și cazul lor. Începutul anilor 70 îl găsește pe Marin Moraru la Teatrul Bulandra în rolul lui Crăcănel în Dale Carnavalului, regizat de Lucian Pintilie. Printre colegii de scenă ai artistului se aflau și Toma Caragiu, Grigore Vasiliu Birlic, Gina Patrichi și Octavian Cotescu. 2 ani mai târziu, joacă alături de Gheorghe Dinică, pe scena aceluiași teatru, în Nepotul lui Rameau, regizat de David Esrig. Făceam repetițiile în magazia de decoruri a teatrului de comedie până noapte târziu. Ne prindea ora 4 dimineața. Ne aduseseră oglinzi din decor și ne era destul de greu să ne acomodăm cu ele. Dacă lucrezi mult timp într-o cameră cu oglinzi, ai o senzație de amețeală cumplită din cauza faptului că fuge imaginea. A fost îngrozitor, am și vomitat, dar am continuat să repetăm, își amintea Mihai Moraru. În această perioadă activează și în sfera cinematografică, fiind prezent în filme precum Un comisar acuză, regia Sergiu Nicolaescu, Actorul și sălbaticii, regia Manole Marcus, Toamna bobocilor și Inima bobocilor, regia Mircea Moldovan. Între 1974 și 1980, predă în calitate de conferențiar universitar la IATC București, iar în 80 revine la Teatrul Național, unde va activa până la final. După Revoluție, face roluri memorabile pe scena Teatrului Național. Printre acestea se numără Tache, Ianche și Cadâr, în regia lui Grigore Gonița, alături de Gheorghe Dinică și Radu Beligan, Azilul de noapte de Maxim Gorki, regia Ion Cojar, Ultima oră de Mihai Sebastian, regia Anca Ovanez-Doroșenko. În 2008 primește titlul de doctor honoris causa al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică cu ocazia aniversării instituției. În 2009 primește în cadrul Galei Premiilor Gopo trofeul pentru întreaga carieră. În 2012 primește o stea pe Aleea Celebrităților, Walk of Fame din Piața Timpului din Capitală, în cadrul unui proiect realizat de Teatrul Metropolis, Primăria Municipiului București și Magazinul Cocor.
În 2015 primește premiul de excelență al Festivalului Internațional de Film Transilvania, TIFF 2015, pentru întreaga carieră. Primește Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de mare ofițer pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii de Ziua Națională a României și Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de mare cruce. N-am făcut meseria asta ca să joc un rol anume. Meseria asta e ca la examen. Tragi biletul și asta e. Mai este ceva ce este groaznic pentru un actor. El este al timpului. Nu poți să joci Mercuțiu la 60 de ani. După o pauză de inactivitate, cu dinții strânși din cauza faptului că tot ce se întâmplă în jurul tău nu e de bine, vrei tu acum să fiu volubil și cu o vorbire corectă și cu o coloană de aer perfectă și membrele să-mi plutească? Nu mai pot, spunea Marin Moraru în ultimul interviu pe care l-a acordat pentru Marius Tucă și Marius Manole.